mici la prețuri mai mari. Odată cu explozia prețurilor gazelor naturale, au crescut și costurile producătorilor de îngrășăminte chimice. Fertilizatorii cu azot sunt cruciali pentru culturile de primăvară. Scumpirea accelerată a gazelor din ultimele luni a dus la blocarea activității unui mare producător românesc de profil. De la mijlocul lunii decembrie, producția de îngrășăminte pentru agricultură de la Târgu Mureș este oprită. Suntem, iată, la aproape lună și jumătate de la acest moment și cel puțin astăzi nu se întrezărește vreo soluție sau vreo speranță pentru a reporni producția în cel mai scurt timp. Producția pe ianuarie, 140.000 de tone lipsește de pe piață, urmează februarie, martie, trecem de 400.000 de tone de îngrășăminte care nu vor fi la dispoziția fermierilor din România. Și în alte state europene, fabricile de îngrășăminte și-au redus producția din cauza creșterii puternice a prețurilor gazelor. Analiștii estimează că Europa se va confrunta cu un deficit al îngrășămintelor pe bază de azot de 9%. Utilizarea unei cantități reduse de îngrășăminte cu 15% aduce un randament al culturii de grâu scăzut cu 5%. Majoritatea fermierilor o să administreze o cantitate mai mică de îngrășăminte la cultura grâului și porumbului, principalele culturi de bază. Și probabil că de aici, în primul an, influența va fi nu direct proporțională cu cantitatea de îngrășăminte, pentru că solul mai are din anii trecuți. Dar în anul 2-3, dacă se mențin aceste cheltuieli mari cu îngrășămintele, nu se vor administra îngrășăminte, producția va scădea sub 50%. Grâul a atins în luna ianuarie și chiar sfârșitul lui decembrie cotele cele mai mari, adică peste 300 de euro tona de grâu. Dacă grâul se scumpește, normal că și făina și pâinea se vor scumpi. Scumpirea cerealelor ca urmare a creșterii prețului îngrășămintelor afectează și producătorii de carne. Furajele constituie 75% din costul total al animalelor. Vă dați seama că lucrăm în pierdere. Pierderea este de cam 1,50 lei de bani pe fiecare kilogram de porc de carne în viu. Anul trecut, în decembrie, ianuarie, aveam carcasa la 8 lei. Anul acesta o avem la 7,80 lei kilogramul de carcasă. În condițiile în care anul trecut, respectiv 2020 și 2020. Foloseam cerealele la un preț de 55-65 de bani kilogramul, astăzi le folosim la 1,20 lei de bani kilogramul, deci este mai mult ca dublu. Recoltele mai mici și mai scumpe ar reprezenta o veste proastă în plus, punând presiune pe consumatori și alimentând inflația.